Sunt Cristina Bărănescu, bun găsit pe MLM News, mai ales că astăzi am alături de mine un invitat special, o persoană dragă mie și o persoană care sunt convinsă că vă va aduce bucurie că se află împreună cu noi în mijlocul comunității noastre. Am să vă dau câteva indicii, autor, trainer, public speaker, am să vă mai dau un indiciu, Bootcamp University. Și am să mă opresc aici cu detaliile, pentru că mult mai multe detalii veți găsi pe site-ul andisechei.ro și mă opresc să vă mai dau mai multe detalii, nu pentru că acestea n-ar conta și pentru că n-aș acorda respectul cuvenit muncii sale, ci pentru că pur și simplu vreau să ne bucurăm de faptul că avem alături de noi o astfel de persoană și anume pe Andy Sechei. Bun găsit! Bun găsit! Bun găsit! Andy, când ți-ai pus ultima dată întrebarea, cine sunt eu? A, zilnic îmi pun întrebarea asta. Face parte din meseria de formație profesională. Ca să poți să-i ajuți pe alții să-și pună întrebarea asta, e necesar în primul rând să-ți pui tu întrebarea. Și ca să fiu perfect corect, cred că nu îmi pun întrebarea asta chiar zilnic, poate odată la două zile. Însă e un lucru necesar a fi făcut de către orice om care vrea să ducă o viață împlinită, nu doar o viață de succes. Cred că e o diferență fundamentală între astea două tipuri de a fi, două tipuri de viață dusă. Viața de succes e una care se întâmplă într-o zonă foarte palpabilă pământeană. Viața împlinită este acea viață interioară, armonizată, în care succesul exterior are o corespondență în bucuria de a trăi, în stilul de viață împlinitor, în trăirea întreagă, plenară, și nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar tema e de așa natură. Hai să spunem că orice om merită să trăiască împlinit, dar imensa majoritatea oamenilor vânează doar succesul. Am înțeles. Mai anticipa cumva și următoarea întrebare, cât de des ar trebui sau ar merita să-și pună o astfel de întrebare cineva. Și întrebarea mea de început n-a fost pusă întâmplător, ci pentru că se leagă cu ceea ce am să te întreb acum, și anume, cum poate ști cineva dacă network marketingul este sau nu pentru el? La fel cum poate ști cineva dacă meseria pe care și-a ales-o, fie cea de pictor, de inginer, de arhitect, de antreprenor, dacă asta poate fi numit meserie, este pentru el sau nu, prin emoțiile pe care le trăiește preponderent. Cu alte cuvinte, dacă o persoană trăiește preponderent în timpul activității sale entuziasm, bucurie de a învăța, dorință de a contribui la binele celorlalți, plăcerea de a simți recunoaștere din partea celor din jur, control asupra activităților pe care le face, predictibilitate în rezultatele pe care le obține, dacă le trăiește în primul rând pe astea, prin comparație cu o persoană care trăiește frustrare, nemulțumire, senzație de copleșire, insuficientă recompensă materială și așa mai departe. Deci dacă trăiește mai mult acele emoții, înseamnă că e mai aproape de drumul său decât dacă le trăiește pe celelalte, cu o excepție. Singura excepție pe care am găsit-o e situația în care ți-ai asumat un drum dificil pentru că aveai de reparat niște decizii din spate. Cu alte cuvinte, tu îți dai seama, realizezi la un moment dat că viața ta trebuie să fie despre asta, dar tu până acum ai mers în direcția aia alaltă. S-ar putea să trebuiască să faci câțiva pași în spate ca să poți să o iei pe direcția bună. Uneori, contextul de viață nu-ți permite să schimbi macazul instantaneu. Și asta poate să fie o suferință necesară, să zicem așa. La fel ca atunci când cineva îți spune ai grijă cum mergi pe bicicletă, că dacă mergi în stilul ăsta în care mergi acum, s-ar putea să te rănești. Și tu nu asculți, mergi în direcția respectivă, îți rupi piciorul și după aia există o perioadă în care nu poți să participi la concursuri de atletism, care să zicem că ar fi fost drumul tău în viață, până când nu-ți vindeci piciorul, până când nu stai în gips. Eu cred că există două tipuri de suferință. Cred că există suferința necesară și non-necesară. Suferința necesară e cea necesară vindecării. Suferința non-necesară e situația în care se complac mulți oameni într-o zonă de disconfort acceptat. Mie nu-mi place ideea asta de zonă de confort. Eu cred că confortul este un disconfort acceptat.
Și când te complaci acolo, la un moment dat, sfârșești ca în povestea cu broasca. Și anume, dacă iei o broască și o pui într-o oală mare cu apă rece și apoi pui oala pe foc și apa respectivă începe să se încălzească încet, la un moment dat broasca o să sfârșească fiartă. Pentru că se obișnuiește cu temperatura și la un moment dat devine atât de relaxată încât nu se mai poate încorda ca să sară din oală și apa atinge temperatura de fierbere și asta e sfârșitul nefericit pentru broască. Pentru noi s-ar putea să fie un sfârșit fericit în sensul că dacă înțelegi metafora asta, ar merita să te uiți la viața ta și să verifici în ce măsură ești pe drumul cel bun sau nu. Deci închizând bucla, aș spune că un om știe că este pe drumul cel bun, fie că e meleme, fie că e o altă meserie, prin emoțiile pe care le trăiește în viața de zi cu zi, după ce a parcurs o perioadă de învățare, care s-ar putea să fie o suferință necesară. Voiam să te întreb, pentru că există unii oameni care spun din start, a, nu-i pentru mine, sau unii care, eu știu, să zicem, încearcă o lună, două și zic, a, ok, asta nu-i pentru mine. Își pot da seama în intervalul ăsta dacă e sau nu pentru ei? Eu am o regulă. Când vorbim despre o activitate care este relativ complexă, dă-ți un minim de 6 luni. Dacă este o activitate într-adevăr în care vrei să vezi niște rezultate semnificative, atunci dă-ți 2 ani. Astea două perioade de timp, astea două durate, astea două borne, nu vin doar din experiența mea personală de acumulat diverse competențe sau abilități, ci vin inclusiv din studii serioase făcute la Harvard și citate de autori prestigioși care spun că e nevoie de aproximativ 2000 de ore ca să acumulezi un nivel decent de expertiză într-un domeniu de complexitate medie. Asta înseamnă că ai cam 2 ani de practică înaintea ta până când să atingi un nivel de expertiză care să te pună în postura specialistului. Ce înseamnă specialist? E un om care poate să lege între ele niște rutine, niște abilități și să producă niște rezultate predictibile. Din păcate, trăim în secolul vitezei, iar când vine vorba de MLM, unul din lucrurile pe care le-aș spune și le spun prin cursurile mele și atrag atenția oamenilor, că de multe ori sistemul de recrutare în această industrie este unul bazat pe entuziasm. Cu alte cuvinte, se zugrăvește o imagine extraordinar de frumoasă, iar oamenii care au în ei persistență, forță, care au caracteristicile unui caracter frumos construit, au suficientă benzină motivațională ca să ajungă la imaginea aia entuziastă. Există însă și persoane care au nevoie de un pic de educație înainte și de șlefuirea caracterului, sau înainte, sau în perioada asta de trecere către zona de specialist sau de om excelent, care e undeva, repet, între 6 luni și 2 ani. De asta insist pe ideea că dacă nu ai măcar atâta energie cât să reziști timp de 6 luni într-un domeniu și istoricul vieții tale spune că te-ai apucat de diverse lucruri și după 3 zile le-ai lăsat, sunt șanse destul de mari să face același lucru și cu situația asta, cu excepția cazului în care vezi acest interviu și se schimbă ceva în mintea ta și îți dai seama că există o lege universală care se numește legea creșterii și care spune că o căpățână de varză crește într-un anumit interval de timp, un bambus într-un anumit interval de timp, un stejar într-un anumit interval de timp. Deci dacă vrei să-ți faci din această ocupație locomotiva carierei tale și furnizorul de prosperitate pentru viața ta, ar fi de dorit și ar fi bine să înțelegi că există un proces de creștere firesc. Și dacă vrei să construiești un drum solid, adică un stejar, e bine să știi că durează până când un stejar ajunge la maturitate. Aveam o întrebare pe care vreau să ți-o adresez mai târziu, dar cred că e mai potrivit acum. Hai să vedem cum curge. Da, da. De multe ori se reproșează celor care fac network marketing
că zugrăvesc o imagine mult prea frumoasă și spun că este ușor, ok, înregistrez câțiva oameni pe care ajuți apoi să se dezvolte și tot așa și poți să ajungi la niște rezultate foarte, foarte mari. Alții spun, ok, e greu, uite, ai de muncit, ai de făcut anumite lucruri, trebuie să te dezvolți personal și așa mai departe. Însă, statistic vorbind, oamenii îi urmează mai repede pe cei plini de entuziasm și care le zugrăvesc chiar o imagine din aceasta mai facilă, că e ușor, că e rapid și așa mai departe, neștiind cât e de greu, de multe ori chiar au rezultate. Adică chiar înregistrează foarte mulți oameni în prima lună și apoi își dau seama, mă, stai că nimeni nu face lucrul ăsta, de fapt. Dar chiar au rezultate. Care ar fi, unde ar fi mai corect să-i spui omului că e mai ușor? Depinde de lider. Depinde de lider. Părerea mea este că depinde mai puțin în primă fază de oamenii care intră în sistem, cât depinde de flexibilitate pe care liderul o angajează în această relație. Flexibilitatea este, după părerea mea, caracteristica cea mai importantă a unui lider într-un astfel de job, într-o astfel de activitate, pentru că el își va da seama cam ce tip de motivație este necesară pentru o persoană sau altă persoană sau altă persoană. Asta înseamnă că merită să mutăm atenția de pe cei care intră în rețea, pe cei care îi aduc în rețea, pe cei care intră în rețea. Și cei care îi aduc știu în sufletul lor ce tip de lider sunt, ce tipologie de lider sunt. Dacă ești un lider imatur, atunci s-ar putea să te superi, că ai recrutat mulți și au rămas puțini. Dar tot tu ești cel care ești chemat să-i motiveze pe oamenii respectivi în rețea acolo. Nu ei sunt chemați să rămână motivați după ce i-ai adus tu. În experiența mea de lucru cu oamenii care, la nivel instituțional, adică în propriile mele companii și proiecte, depășește 20 de ani în momentul de față, am ajuns la concluzia că oamenii care își asumă 100% rezultatele, mă refer aici la lideri, da? Când își asumă 100% rezultatele, asta e extrem de eliberator. Pentru că ei nu fac decât să verifice ce așteptări au avut și ce s-a întâmplat și în funcție de realitate să modifice sau să ajusteze acțiunea. Așa că nu cred că depinde de cei care sunt recrutați în rețea, ci de cât de flexibil și de disponibil este liderul când îi aduce în rețea. Sigur, aici putem intra în teorii și tehnici. Există oameni care n-au nicio problemă să facă pas cu pas un proces până când ajung la rezultatul final și asta e un tip de om pe care eu îl numesc finalizator. Și există oameni care sunt așa numiți inițiatori. Profilul antreprenorial foarte ușor de cucerit prin imagini frumoase despre călătoriile în care urmează să ajungă momentul în care ajung sau câștigă nu știu ce premiu sau bifează nivelul X. Dar inițiatorii au tendința să schimbe macazul des. De aia le se spun inițiatori. Le place să înceapă lucruri. Și atunci liderul este cel care trebuie să decidă cum poate să zugrăvească pentru inițiatori o imagine cât mai convingătoare la fiecare interacțiune cu ei, iar pentru finalizatori să le dea un proces concret cu cap și coadă pe care aceștia să-l urmeze, pentru că ei oricum sunt motivați intrinsec să-l urmeze. Dar, repet, cred că e mai mult o chestiune care ține de educație, atât educația liderului pe de-o parte, cât și procesul educațional diferențiat al celor care intră în rețea, respectiv inițiatori sau finalizatori. În trainingurile pe care le-ai ținut partenerilor independenței ai companiilor de vânzări directe, ce anume au vrut ei să învețe? Ce zone de interes ți-au indicat? Ce întrebare ți-a fost pusă cel mai des? Întreb pentru că ei sunt interesați și de public speaking, ei sunt interesați La cursurile mele deschise vin mulți oameni din zona asta. N-aș putea să spun că sunt majoritari, dar sunt destule persoane care vin și din această industrie. Și aici pot să fac o diferențiere în funcție de durata de când au intrat în industrie, pentru că cei care sunt sus și sunt lideri au niște pretenții, au niște așteptări, cei care sunt la început au alte pretenții sau așteptări.
Un lucru care mi se pare mie important aici e măsura în care înțelegem că evoluția în acest domeniu nu este ca un tratament medical. Cu alte cuvinte, nu iau o pastilă și dintr-o dată corpul meu reacționează într-un fel. Este mai mult, repet, ca un proces de grădinărit. Creșterea acelui stejar sau acelui bambus sau acelei căpățâni de varză, de-aia se spune popular că ești varză în anumite momente sau că suntem varză, creșterea organică a acelui proces de evoluție presupune o educație în trepte. Aș spune așa, ca să simplificăm. E foarte mare nevoie de stimă de sine la început, până când progresul personal pe care l-ai obținut are grijă de stima ta de sine, de încredere în propria persoană. Ulterior, este foarte mare nevoie de abilități de comunicare unul la unul eficiente, adică influență, convingere, vânzare, persoasiune, la nivel de bază și urcat până la nivel de excelență. Apoi este nevoie de abilități de public speaking, astfel încât să poți promova în fața mai multor oameni și nu neapărat în cele din urmă, dar nici în cele din tâi, de leadership. Leadership-ul fiind, în definiția mea, procesul prin care tu obții în relațiile cu cei din jur niște rezultate împreună cu cei din jur pentru comunitatea din care faci parte. Pentru mine leadership înseamnă influențare cu integritate ca să obții rezultate în comunitate. Cu alte cuvinte, influențezi un grup mic de oameni ca să ai impact într-un grup mare de oameni, preferabil grupul din care faci parte. Oricum, dacă ajuți un anumit grup de oameni, faci parte din el. Și atunci, cred că abilitățile de leadership, cum sunt viziunea, creativitatea, capacitatea de a comunica, de a stăpâni dinamica de grup, de a motiva oamenii, de a te focaliza pe acele activități critice și a le face pas cu pas atunci când e nevoie de ele, cu disciplină, indiferent de cheful pe care îl ai. Acest mix de abilități de leadership sunt de asemenea foarte importante. Deci cam astea patru zone le văd absolut esențiale în această fază, plus mindset. Prin mindset înțelegând atitudinea față de anumite aspecte concrete ale vieții, pentru că poți să le ai pe toate alea patru și dacă ai o viziune săracă, antiprosperă a realității, dacă ai convingeri limitative, gânduri negative de tip eu nu merit, pentru mine nu există așa ceva, banii nu cresc în copaci, banii nu aduc fericirea. Deci dacă ai o abordare față de prosperitate și finanțe greșită, te vei autosabota. Deci aș spune că acest self-leadership este de asemenea extrem de important și el e important pe tot parcursul evoluției tale, indiferent că e MLM sau altceva. E vorba de performanță umană aici. Da, am și iscat, ca să zic așa, acest interviu. Am o întrebare mai delicată pentru domeniul de network marketing, pentru tine. Sunt comunități de networking sau chiar cursuri de dezvoltare personală unde pe site-urile evenimentelor se specifică explicit. Este interzisă prezentarea afacerilor de tip MLM. Crezi că are legătură cu imaginea pe care o are acest domeniu? Crezi că... Da, cred. Oarecum este undeva un cerc vicios. În sensul în care, ok, este nevoie de toate aceste abilități ca să faci la nivel de performanță network marketing, dar atunci când începi, clar nu le ai sau nu le ai la un anumit nivel. Cumva oamenii care pornesc neprofesionist, să zicem, strică imaginea și apoi o reconstruiesc sau... Da. Cred că este un fapt, cred că este un lucru cu care această industrie are de trăit. Cred că sunt destui oameni care strică imaginea, așa cum în trecut au existat foarte mulți comiți voiajori care stricau imaginea vânzătorului. Cred că este un ciclu permanent de adaptare și sustenabilitate și apoi mobilizare. Și am să-i explic. Când vin la început, trebuie să mă adaptez.
În timp ce mă adaptez, învăț niște lucruri. După ce am învățat acele lucruri, ele devin sustenabile. Apoi, ca să trec la un nivelul următor, trebuie să mă mobilizez și să schimb din nou. Și intru iarăși în adaptare și apoi ajung iarăși la sustenabilitate. Iar acest ciclu este absolut firesc în orice industrie, numai că aici este mult mai evident. Asta înseamnă că, poate, deși anumiți oameni s-ar putea să aștepte să spun altceva, spun că e firesc. Este un proces firesc și tot ce ai de făcut este să optimizezi mereu și să ajungi la un nivel la care ai depășit partea neplăcută și ai ajuns în partea plăcută. Și repet, între 6 luni și 2 ani. Cine nu are răbdare să depășească acel moment, înseamnă că nu are bilet de intrare în această industrie și nu e pentru toată lumea. Categoric nu e pentru toată lumea, dar asta nu înseamnă că nu poate să încerce toată lumea. Înseamnă însă că fiecare industrie are campionii săi și fiecare industrie are la marginele sale oameni care intră să facă shopping. Shopping de oportunitate, să vadă dacă e pentru ei sau nu. Dar consider un fenomen foarte firesc. Da, primești de la anumite grupări, de la anumite organizații, un feedback. Și feedback-ul este să nu vă prindem pe aici. Ok, noi știm în lumea vânzărilor că dacă nu poți să intri pe ușă, intri pe geam. Poate că în timp adaptarea va presupune că să faci un networking absolut corect și de bun simț, fără legătură cu business-ul în locul respectiv și apoi să faci follow-up. Cu alte cuvinte, să revine la întâlnirea cu persoanele respective și le să solicite o întâlnire pentru prezentare de afacere. Numai că, vezi, un lucru pe care l-am observat e lipsa de răbdare. Oamenii vor rezultate pe loc și de multe ori strică mai mult decât ajută. E important pentru cineva care să se decidă dacă să intre într-un astfel de proces, care e o decizie de viață. Nu e ca și când mă duc sau nu mă duc să cumpăr pâine. Este ca și când o iau în direcția asta în viața mea, ceea ce înseamnă că renunț la direcția asta, să o iau în asta și nu mă interesează asta. Fiind o decizie de viață, e nevoie să treacă testul timpului. Așa că aș zice mai degrabă că este graba prea mare a celor care intră într-un astfel de sistem de a face, de a arde etape care duce la genul ăsta de reputație. În același timp, cred că e un proces firesc de educație. Ca să mai pun o întrebare delicată, o școală veche de network marketing încurajează sau promovează abordarea directă a relațiilor, să se cunoască oamenii, să școala nouă se îndreaptă foarte mult către online. Iarăși, unde crezi că ar fi calea de mijloc? Pentru că online-ul... Da. În educație. Eu cred că marketingul viitorului are cel puțin 2 caracteristici fundamentale. Una este că e comunitar. Cu alte cuvinte, se bazează pe grupuri de oameni care te cunosc, mult mai mult decât se bazează pe mesaj publicitar de masă, dar acum comunitățile există și online. Și în al doilea rând, că este educațional, marketingul. Cu alte cuvinte, fiecare om care vrea să evolueze în această profesie ar trebui să devină trainer, ar trebui să devină educator, ar trebui să devină profesor, ar trebui să devină om, coach, om care învață pe ceilalți cum se trăiește bine, nu om care doar le pune în brațe o oportunitate de a face bani. Eu cred că suntem fie trecuți de etapa asta, fie foarte aproape să o depășim. Etapa în care îți prezint o afacere ca tu să faci bani. Da, va continua să aibă succes marginal în viitor, dar persoanele respective care sunt motivate de asta, foarte rar vor deveni lideri capabili. Liderii capabili sunt cei care din start sunt angajați într-un proces educațional în care înțeleg că nu se poate crește un business peste nivelul la care ai crescut tu. End of story. Asta ar trebui să fie corolarul fundamental al recrutării. Te ajut să evoluezi și faptul că te ajut să evoluezi îți va deschide oportunități, nu îți dau oportunitate și după aia tu ca să poți să continui îți trebuiască să crești. Știu că ce spun acum poate părea utopic momentan, mai ales când suntem sub presiunea targetului sau a bonusului. Însă liderii adevărați în industriile de acest gen, în viitor, după părerea mea, sunt cei care devin traineri.
cei care devin niște furnizori de educație, în primul rând, și abia în al doilea rând, devin niște furnizori de oportunitate antreprenorială. Pentru că marketingul se îndreaptă într-acolo, nu de altceva. Crezi, pentru că suntem aici, că și prezentările la sală, prezentările organizate, ar trebui să fie poate structurate altfel sau să aibă alt mesaj? O, categoric. Categoric, da. În primul rând, văd în viitor o situație în care prezentările sunt 80% educaționale, 90% educaționale și 10-20% de tip oportunitate de business. Pentru că în momentul ăla dai șansa persoanei care te ascultă să perceapă că a obținut foarte mare plus valoare relevantă pentru viața sa. Și atunci va avea tendința să reciprocheze către tine, închiriindu-ți spațiul atenției sale ca să-i prezinți business-ul. Altfel, va fi doar un individ politicos care va da din cap uitându-se la ceas și zicând, ok, nu mai am prea mult timp, dar nici nu pot să întrerup așa brusc, așa că mă prefac cu un zâmbet forțat, dând din cap că sunt atent. Dar mintea acelei persoane nu mai e acolo, așa că prezinți degeaba. Tu poți să fii foarte elocvent, dar nu vei face decât să te convingi încă o dată pe tine că ai dreptate și că lumea din jur e rea și neatentă. Te ocupi de performanță. Da. Cam asta e meseria mea, performanța. De ce crezi că numărul celor care fac performanță este redus? Pentru că nu-s dispuși să plătească prețul. Trăim într-o societate în care, oricât ne-am plânge, nivelul de trai este incomparabil cu ce era cu 30 de ani, 50 de ani, 100 de ani. Pentru că evoluează tehnologia. Și atunci rezultatul este că avem, cum zicea bunica mea din Bucovina, avem ditati și când avem ditati, avem tendința să ne culcăm pe urechi. Adică, ni se pare normal să avem și mâncare, și haine, și transport la un preț pe care aproape oricine și-l poate permite. Și atunci unde mai e miza? Miza este doar la acea minoritate care nu pentru asta muncesc, nu pentru asta se străduiesc, nu pentru asta trag, ci trag pentru că au un anumit standard intern și pentru că sunt inspirați de alți performeri cu care se întâmplă să fie în legătură, într-o formă sau alta, fie directă sau online. Și atunci acei oameni care au standarde înalte, intrinseci sau inspirate, performează și își dau seama la un moment dat, prin beneficiile pe care le obțin, că a meritat. Iar marea masă, pentru că progresul tehnologic a ridicat nivelul de trai foarte sus, se complac. Și cu cât te complaci mai mult, cu atât mai mult, din păcate, moare adevărata energie a performerului în interiorul tău. Lâncezești. Deci nu mai ești dispus să plătești prețul. Și când nu mai ești dispus să plătești prețul, te mulțumești cu puțin. Și cu din ce în ce mai puțin, până când mintea ta ajunge să spună că e normal așa și până când ajungi să crezi că este pentru tine imposibil altfel. Și secretul este să o iei cătinel, adică să mergi încet, cu pași mici și să te folosești de trucurile celor care practică periodic sport. Și își dau seama că pierd beneficiul când s-a oprit și când o iau din nou, o iau cu pași mici. Nu se duc un maratonist care n-a alergat la maraton 5 ani și vrea să reia alergare la maraton, își începe antrenamentul mergând. Și cam asta e ideea. Ori te menții la un standard înalt și asta înseamnă că plătești în fiecare zi prețul până când devine automatism și în aproximativ 6 luni până la 2 ani ai instalat obiceiurile care să-ți permită acest automatism să se manifeste fără ca tu să mai faci efort. Fie, dacă evoluezi în salturi, atunci prețul plătit s-ar putea la un moment dat la saltul N plus 1 să fie prea mare și să nu mai ai chef și să zici, ok, nu mă mai... Mi-e bine și așa, ceea ce e o zicală românească desîntâlnită. Ai acordat multe interviuri în ultimul timp. Ți s-au pus multe întrebări. Există o întrebare care nu ți s-a pus, dar care crezi că le-ar fi utilă celor care vor, nu neapărat network marketing, care vor performanță? Da. Am întrebare favorită
care o adresez eu în interviurile mele și care am să o mărturisesc acum și cu drag puteți să o folosiți, poate fi utilizată de oricine. Și întrebarea este, care e cea mai bună întrebare pe care aș putea să o pun acum? Care e cea mai bună întrebare pe care aș putea să o pun acum? Asta e întrebarea. Cu alte cuvinte, eu nu cred că în viață funcționăm numai cu răspunsuri. Cred că funcționăm cu întrebări chiar mai bine decât cu răspunsuri, pentru că întrebarea este mecanismul care focalizează atenția cel mai bine. Cu alte cuvinte, eu dacă mă întreb de ce merge atât de prost, creierul o să-mi dea răspunsuri. Iată de ce. Pentru că nu ești în stare, pentru că nu meriți, pentru că nu poți, pentru că nu există condițiile, pentru că la noi în România nu se poate, pentru că toți sunt hoți, pentru că... Dacă pui întrebarea, cum aș putea să obțin ce-mi doresc? Asta e întrebarea deja mult mai bună. Dacă pui o întrebare mixă, ce vreau și cum pot să ajung acolo? Asta e o întrebare și mai bună. Dacă pui o întrebare de nivel înalt energetic, de tipul cine sunt eu și cine vreau să devin? Și în consecință ce ar trebui să fac astăzi ca să pot să ajung acolo? Asta e o întrebare foarte bună. Deci, întrebarea care cred că merită să fie așa ca o concluzie a dialogului nostru este ce întrebare bună pot să pun azi? Când știu ce întrebare bună pot pune, îmi focalizez atenția pe ceea ce îmi doresc, pe ceea ce vreau să obțin. Pentru că oamenii de succes se focalizează pe viitor, pe ceea ce își doresc și pe cum pot să ajung acolo. Oamenii care n-au succes își focalizează atenția pe ce îi deranjează, pe ce nu le place și de ce au ajuns în situația în care sunt acum, adică pe trecut. Și între astea două extreme, îndemn pe oricine să aleagă varianta în care își focalizează atenția pe ce își dorește, unde vrea să ajungă și cum poate să ajungă acolo.